Cele de la Spitalul de Urgențe Sfântul Ioan sărbătoresc astăzi 7 ani de la înființarea unității de primire urgențe. Medicii și asistenții de la UPU au primit astăzi din partea conducerii un tort, șampanie, dar și foarte multe buchete de flori. Unitatea de primire a urgențe a Spitalului de Urgențe Sfântul Ioan a fost înființată pe 7 martie 2001. De atunci, peste 200.000 de oameni au fost tratați. Conducerea spitalului a pregătit astăzi pentru angajații UPU un tort, dulciuri, șampanie, dar și multe flori pentru doamne și domnișoare, cu ocazia zilei de 8 martie. Astăzi mergem la școală, pentru toți ieșenii. Nu le dorim niciodată să ajungă la noi. Să știți că inima mea bate lângă inima Iașului și ceea ce putem face reușim să vă dăm. Celor pe care îi conduc le mulțumesc că mă suportă și știu că nu sunt niciodată cel mai comod șef. Vreau ca totul să fie făcut perfect și odată și odată o să ajungem să facem acest lucru. Echipa de medici și asistente din cadrul UPU consideră că cel mai minunat lucru din viața lor este acela de a salva viețile oamenilor. La copii este mai greu, că ne afectează un pic având și noi copii și sperăm să facem față tuturor cerințelor care le avem aici și să ajutăm cât putem de mult pe cei care sunt în suferință. Încercăm să ne adaptăm tuturor condițiilor, început să ne dotăm cu tot ce ne trebuie ca să putem lucra în condiții cât mai bune și să acordăm cât mai bine primul ajutor.